doar la faptul că a fost episcop, ci creștin autentic. Vă propun să începem cu o rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru. Fericite Anton Durcovici, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră cunoaște deja ce sărbătoare este astăzi, nu doar pentru biserica noastră locală, ci pentru toată România. Acum câteva minute am primit informația că și la București s-a celebrat o Sfântă Liturghie prezidată de Părintele Decan Vili Dancă în cinstea Episcopului Anton Durcovici. Să nu uităm că el a fost timp de mulți ani rector acolo la București, la Seminarul Sfântul Duh. Până să încep eu cu moderarea evenimentului, aș dori să-l invit pe Preasfințitul Iosif să ne spună un cuvânt de încurajare și de introducere. Preasfințite Petru, înalt preasfințite Aurel, sfințiile voastre, stimați conferențiari la acest simpozion, dragi seminariști, onorată asistență. Este o bucurie pentru mine să vă adresez un cuvânt de salut în deschiderea simpozionului anual dedicat fericitului Anton Durcovici, comemorat anul acesta la 70 de ani de la arestare și 5 ani de la beatificare. Anual, în mod tradițional, în ziua de 10 decembrie, Departamentul de Cercetare Istorică al Episcopiei noastre de Iași a organizat simpozioane comemorative, lansări de carte și de filme documentare privind viața plină de sfințenie și moartea martirică a episcopului nostru Anton Durcovici. Continuăm tradiția aceasta frumoasă și anul acesta, exprimându-ne totodată intenția fermă de a nu întrerupe aceste manifestări încurajate și susținute în ultimele 3 decenii de Preasfințitul Petru. Îi mulțumim! Fericitul Episcop Anton Durcovici va dăinui cu siguranță în memoria credincioșilor din dieceza noastră de Iași și în arhidieceza de București, drept un reper de înaltă spiritualitate și o lecție de dăruire pentru cauza lui Dumnezeu și a Bisericii, iar în mod special un simbol al iubirii și prețuirii fără de chemare, față de chemarea la slujirea preoțească. Suntem, prin urmare, recunoscători destinșilor conferențiari care au răspuns chemării noastre de a continua să-l descopere în mărturii și documente pe episcopul nostru martir, iar în mod deosebit pentru faptul că se află astăzi în fața noastră cu prețioase studii și conferințe. Tuturor le mulțumesc din inimă, iar în mod deosebit membrilor postulaturii cauzei de canonizare, împreună cu care îmi exprim speranța că vom afla noi și noi inițiative pentru a revitaliza cauza Durcovici în parohiile și comunitățile parohiale ale diecezei noastre de Iași.
o mulțumire aparte, specială, părintelui Isidor Iacovici pentru efortul pe care l-a făcut de a fi venit de la Roma pentru a ne vorbi despre fericitul Durcovici, care a devenit o preocupare constantă în activitatea sa pastorală și spirituală. În mod deosebit le adresez un salut seminariștilor, însoțiți de Monseniorul Benone Farcaș, rectorul Institutului și de ceilalți profesori dornici să descopere noi mărturii de viață unui prestigios rector și profesor, Anton Durcovici, pe care cărțile de istorie îl prezintă ca fiind animat de un zel neclintit pentru seminariști și pentru preoți. Tuturor un călduros bun venit astăzi, în această aulă dedicată lui Anton Durcovici, ca să ia parte la lucrările acestui simpozion. Iar începând cu ora 18, deasupra, în catedrala noastră, la Sfânta Liturghie Pontificală, celebrată pentru episcopul martir Anton Durcovici. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumim Preasfințitului pentru aceste cuvinte și aș dori să încep acest simpozion cu un eveniment pe care l-am trăit ieri dimineață, pe la ora 9. Am primit un telefon de la o tânără. Alo, părinte, bună dimineața! Zic, spune că încă mai dorm, vorba mea. Părinte, sunt la Oșan. Și în grupul nostru de la serviciu ne jucăm îngerașul și vreau să cumpăr un pruncușor de Crăciun și nu au pruncușor la Oșan. Ce să cumpăr? Zic, păușoară, cumpără un îngeraș. A, mulțumesc de sfat. După un sfert de oră mă sună din nou. Părinte, n-am nici îngeraș. Cum să n-ai îngeraș? N-am. Păi ce au? Păi am văzut numai globulețe și beculețe. Ce să cumpăr? Între două rele, alegi rol minor, mai mic. Și zic, cumpără un beculeț. Dar onorata asistență m-a mirat. Când ajung de Crăciun, nu se mai găsesc pruncușor. Și nu că s-au terminat, nu au existat. Și nici măcar îngeraș. Ce vreau să spun cu asta? Beculețele noastre sau îngerașii noștri sunt mărturisitorii și mai ales martirii noștri. Și mă gândesc că ar fi bine să-i punem pe piață. Adică să-i luăm în seamă. Să-i analizăm, să-i comemorăm și mai ales pe martiri, să-i cinstim. De aceea îi mulțumesc încă o dată Preasfințitului Iosif, care dorește să continue această muncă de cinstire a îngerașilor noștri, a martirilor noștri, a mărturisitorilor. Pentru că să nu uităm, fără jertfa lor, libertatea noastră astăzi nu ar exista. E sigur. Înainte de a începe simpozionul, Preasfințitul Iosif zice, dar intrăm toți ăștia până la ora 6? Și am promis că da. Mă țin de cuvânt. Acum văd că părintele postulator zâmbește, dar pentru faptul că a venit de așa de departe, îi dăm primul loc în ordine, așa cum scrie pe foaie, și îi oferim până la jumătate de oră. Dar restul conferențiarilor vor fi mai scurți. 15-20 de minute maxim. Așa că, părinte Isidor, vă rugăm. Excelențele voastre, dragi confrați preoți, dragi seminariști, stimat auditoriu.
siguranță ați auzit acea povestioară, poate o fi adevărată. Când un preot, în sărbătoarea Sfântului Iosif, 19 martie, a vorbit despre spovadă, pentru că Sfântul Iosif era lemnar și făcea confesională. Și cu ocazia a vorbit despre spovadă. Eu, ca temă, am ecouri ale beatificării episcopului Anton Durcovici după 5 ani de la eveniment. Dar am să vă vorbesc despre vizita Papei Francisc în România. O să vedeți că e o legătură. La 5 ani de la beatificare episcopului martir Anton Durcovici, împreună cu Papa Francisc, pe urmele martirilor români. Au trecut 20 de ani de când Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papă, a pășit pe pământul nostru românesc, purtând cu sine binecuvântarea lui Dumnezeu, pacea și mai ales gândul unității între creștinii de diferitele confesiuni. Ne mai aducem aminte cu toții de strigătul după unitate izbucnit spontan din inimile a mii și mii de tineri și pelerini în piața Izvor la sfârșitul Sfintei Liturghii din 9 mai 1999. Și iată că Domnul le binecuvântează cu altă vizită la fel de importantă ca cea de atunci. De această dată este Papa Francisc, care la invitația Bisericii Catolice și autorităților de stat ne onorează cu prezența sa călcând pe pământul nostru asemenea apostolului Andrei la începutul creștinismului. Și Papa Francisc a venit la noi și între noi pentru o vizită pastorală ca urmaș al Sfântului Petru și trimis de Iisus Hristos. A venit în România cu mare entuziasm și bucurie ca un frate la frații săi. Și românii l-au întâmpinat ca pe trimisul Domnului, străduindu-se să fie la înălțimea prezenței oaspetelui deosebit. Și facem acum o constatare. După multe luni de la vizita Sfântului Părinte la noi în România, ecourile pline de bucurie, entuziasm și adevărate emoții nu s-au stins și nu se vor stinge de grabă sau niciodată. Aș vrea să fac o remarcă legată de această vizită în România. Papa a voit să meargă împreună cu noi. Acesta este motoul ales pentru vizita Santității sale. Și aceste cuvinte adaug eu. Să mergem împreună cu Papa Francisc pe urmele martirilor români. În ultimii 7 ani, prin grija deosebită a urmașului lui Petru, a fost beatificat la București, la 31 august 2013, Monsignorul Vladimir Ghica. Iar la 17 mai 2014, la Iași, a fost beatificat Monsignorul Anton Durcovici. Și cu ocazia vizitei sale în România, de data de 2 iunie 2019, la Blaj, Papa Francisc a beatificat pe cei 7 episcopi martiri ai Bisericii Greco-Catolice din România. În prima zi a vizitei sale la noi, Papa s-a rugat la Sfânta Liturghie în Catedrala din București pentru poporul român, pentru pacea și unitatea tuturor creștinilor, încredințându-ne în mijlocirii fericitului Vladimir Ghica. Prinț, preot, scriitor și martir pentru credință, Monsignorul Ghica a fost mereu gata să pună în practică idealurile caritabile fără precedent în România. A impresionat prin bunătatea și îndrăgirea cu care a luptat pentru apărarea religiei și a celor slabi și cu mare demnitate a înfruntat dificultățile, persecuțiile și problemele cauzate de credința sa. La Iași, în după-amiaza zilei de 1 iunie, vizita Sfântului Părinte a început în Catedrala dedicată Sfintei Maria Regina, unde i-a întâlnit, i-a încurajat și i-a întărit în credință pe cei bolnavi și pe cei bătrâni.
Tot în această catedrală se păstrează cu mare grijă și respect relicvia fericitului Anton Gurcovici. Și Papa s-a oprit pentru câteva momente în tăcere în fața relicviei, cerându-i fericitului martir Anton să mijlocească pentru poporul credincios al Moldovei, cât și pentru toți creștinii de bună credință din România. Episcopul Gurcovici a desfășurat ministerul său sacerdotal și episcopal într-o perioadă de mare prigoană, când libertatea religioasă era în mod grav amenințată. Credința sa de neclintit l-a făcut capabil să-și apere turma încredințată din Moldova și din România, urmându-L pe Hristos până la vărsarea sângelui ca martirii de odinioară. Nu a călcat nicio virgulă și nicio iotă din programul pe care și l-a stabilit în momentul consacrării sacerdotale și episcopale. Prin vizitele pastorale și prin catehezele profund ancorate în adevărurile de crezut, s-a adresat poporului încredințat, cerându-i fidelitatea și tăria de a renunța, dacă va fi nevoie, la toate. Dar niciodată la Biserica Romei, la conducătorul ei și la credința propusă de acesta. Și cuvântul convingător al episcopului Gurcovici a găsit ecou în sufletele miilor de credincioși. Drept dovadă, sunt mulți cei care au luat drumul închisorilor, al persecuțiilor, al martirului, iar acum se bucură de răsplata cuvenită învingătorilor. Viața și moartea episcopului Anton Gurcovici sunt pentru noi un mesaj puternic de spiritualitate martirică care trebuie să fie onorată și meditată cu inima și cu viața noastră. Ca o încoronare acestui pelerinaj al Sfântului Părinte, Papa a mers la Blaj, centrul Bisericii Unite cu Roma, pentru a beatifica pe cei 7 episcopi martiri ai Bisericii Greco-Catolice Române: Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și Liu Osu. Beatificarea celor 7 episcopi martiri arată lumii întregi încrederea în Domnul și purtarea demnă a românilor în timpul persecuțiilor. Ei oferă oamenilor de astăzi modele de curaj și caracter. Martiriul trebuie adus în viața de zi cu zi, această atitudine care nu este dispusă la compromis în privința adevărului, în privința virtuților, în privința demnității, în privința libertății. E ceva ce martirii ne pun înaintea ochilor. Acestea sunt modelele noastre de astăzi. Știm cu toții că Papa Francisc este un mare devot al Maicii Domnului. În vizita pe care a făcut-o în România, a dorit să viziteze și un sanctuar marian și astfel a ajuns la Șumleuciu, locul unde are loc cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală și de Est. Venim la picioarele mamei, fără prea multe cuvinte, să ne lăsăm priviți de ea și pentru ca ea, cu privirea ei, să ne conducă la acela care este calea, adevărul și viața. Nu am venit aici la întâmplare, suntem pelerini, a spus Sfântul Părinte în mesajul de la Șumleuciu. Revenind la tema noastră de astăzi, episcopul Anton Gurcovici și ecourile beatificării sale, după 5 ani de la eveniment, aș dori să o iau în mod cronologic și să pornesc cu afirmația celor 9 teologi experți cărora le-am încredințat, biserica le-a încredințat poziția și care, în unanimitate, au dat votul afirmativ celor relatate de noi și ne-au dat vie liberă pentru beatificare. Spuneau ei, biserica s-a îmbogățit cu un nou martir. Cardinalul Angelo Amato, trimisul Sfântului Părinte Papa Francisc la Iași în 17 mai 2014, afirma:
Prin beatificare, episcopului Anton Durcovici se aprinde încă o stea pe volta cerească a martirilor lui Hristos. A doua zi, în piața Sfântului Petru de la Roma, după rugăciunea Îngerului Domnului, Papa Francisc a anunțat lumii întregi evenimentul beatificării de la Iași a episcopului martir Durcovici, lăsat să moară de sete și foame din ură pentru credință. Postul Radio Vatican a radioului Epafei la rubrica Biserica în lume, referindu-se la persoana episcopului martir pe 17 mai 2014, îl descria ca pe un om umil, inteligent, pacific, plin de credință, milostiv față de toți, iubindu-i într-un mod special pe cei săraci, fără a ajuta pe oamenii de știință atei, pe studenții laici și pe cei care au departe de Dumnezeu. Despre beatificare, episcopul Durcovici a vorbit și Agenția de Informație Internațională Zenit. În pagina Biserica și Religia de 19 mai 2014, iar Confederația Internațională Uniunea Apostolică a Prerului îl recunoștea pe Durcovici ca fondator al acestei uniuni în România. Revista La Voce, ce aparține surorilor Fiicele Sfintei Maria a Providenței, opera Don Guanela, a dedicat evenimentului de la Iași mai bine de 3 pagini. În periodicul Amici al Colegiului Urbanian pentru răspândirea credinței de la Roma, din 30 mai 2014, găsim un amplu articol semnat de don Alessandro Brandi, vicerector, dedicat de atribuirea episcopului Andon, episcop care în perioada 1906-1911 a fost student. Pentru Colegiul Pontifical Urbanian, episcopul martir este considerat ca o piatră a Bisericii Catolice Apostolice și a României Credincioase. Numele lui, astăzi, strălucește pentru istoria Bisericii, așa cum sufletul său ales strălucește în lumina lui Dumnezeu între sfinți, martiri și eroi. Monseniorul Petru Ghergel, de atunci episcop titular de Iași, prezent la simpozion și la Sfânta Liturghie celebrată la Colegiul Urbanian, pe 29 mai 2014, afirma cu vădită emoție despre predecesorul său. Episcopul Durcovici este un dar al lui Dumnezeu pentru Moldova și pentru întreaga România și este darul Bisericii Austriece de unde era original. Nu am pierdut un om al credinței, ci am câștigat un sfânt și un model de curaj. Și faima sa de sfințenie nu se oprește aici și nu se va opri vreodată. Eporurile internaționale ale beatificării episcopului martir Anton Durcovici le descoperim și din zecile de cere de relicvii din toate părțile Pământului, de pe toate continentele. În cei 5 ani care au trecut la beatificarea sa, în toată lumea s-a aflat de noul fericit din România. Și ca postulator am primit aproape 200 de scrisori prin care eram rugat să trimit relicviile cu fericitul Anton Durcovici în diferitele țări ale lumii. După 5 ani de la beatificare episcopului Anton Durcovici, Papa Francisc vine în România pe urmele martirilor, morți pentru credința în Hristos și fidelitate față de Sfântul Scaun. Vizita Sfântului Părinte Papa Francisc în România a fost de mult timp așteptată și creștinii români au fost la înălțimea acestei vizite, care nu va fi uitată niciodată în cele 3-4 localități vizitate. Și Papa a mărturisit de mai multe ori că în viața lui nu a văzut atâta frumusețe cum i s-a dat să vadă în România. Nu pentru vrednicia mea, dar din mai de când Papa a fost în România, l-am întâlnit personal de 3 ori. De fiecare dată a pomenit de întâlnirea de la Iași și de atmosfera pe care a trăit-o personal cu copiii, cu tinerii, cu familiile și cu toată comunitatea prezentă.
Mâine mă voi întoarce la Roma pentru că joi avem o audiență cu Sfântul Părinte Francis și sper din nou să îi pot strânge mâna și să-i vorbesc de România. Și dacă astăzi ne bucurăm de vizita Sfântului Părinte Francis, de cea a lui Ioan Paul al II-lea Papă Sfânt, ne bucurăm de credința pe care o găsim în credincioșii noștri, o datorăm în mare parte acestui martir al nostru, Anton Durcovici. Preasfințitul Iosif spunea la început că ne vom strădui să continuăm a purta această tradiție de a vorbi despre Durcovici pe 10 decembrie și aș vrea să vă invit să insistăm asupra martirului acestui episcop al nostru și să-l facem cât mai mult cunoscut. Faptul că sunt aici și domnii teologi, seminariști, mâine găsim pastorație, nu uitați de acest îndemn al Preasfințitului, că avem datoria sfântă de a promova cultul episcopului nostru martir, Anton, în parohiile noastre. Așa cum propunea Preasfântul Petru, în fiecare joi avem rugăciune în cinstea episcopului Durcovici și avem și religia pe care o dăm să fie venerată de credincioșii noștri. Mi-e teamă că nu toate parohiile se face această devoțiune. Mi-e teamă. Și cred că aici ar trebui să lucrăm mai mult. Personal, la Roma o fac în fiecare joi. Deși sunt puțin în afara programului, pentru că, pentru fericiți, cultul se aduce doar în deceza unde el a fost declarat fericit, Roma. Dar am primit aprobare și o fac pentru românii care sunt la Roma și insist și cred că nu este predică la care, măcar două cuvinte să nu spun și de Durcovici, mergând până acolo încât ai, sper, nu plictisi pe credincioși, dar să te rămână această datorie, pentru că noi acum ne rugăm, cum spune și rugăciunea, pentru a avea un har, pentru a avea o minune ca el să fie declarat sfânt. Dar asta depinde și de noi. Dacă ne rugăm, depinde și de noi dacă promovăm această devoțiune și de ce nu de credința noastră personală, dar ca să avem credință, trebuie mai întâi să citim. Să citim viața și să-i urmăm virtuțile și cu siguranță că într-o zi Dumnezeu, nu știm cât ne va mai păsa să așteptăm, va face ca o minune să apară sau Sfântul Părinte să se gândească într-o altă manieră, iar episcopul nostru să fie declarat sfânt și să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Mai ales că noi, spunea Părintele la început, că a fost profesor la seminar, ne cunoaște viața fiecare dintre noi și ca seminariști, și ca teologi, și ca profesor. Și dacă vreodată sunteți prin momente de, criză sau tulburi, să ne rugăm episcopului Durcovici, că el a știut să rezolve toate aceste momente. Și iată că astăzi este în ceata martirilor și a fericiților. Mulțumim Sfântului Părinte Francis pentru marele dar pe care l-a făcut României și poporului credincios român. Pentru că a călcat pe pământul nostru stropit de sângele atâtor martiri și ne-a dus cu atâta insistență îndemnul de unire și de pace. Vă mulțumesc! Sunt Părintelui Postulator, dar mărturie că a fost și încă este o muncă serioasă aceea de a lucra la cauza de beatificare sau de canonizare a unui episcop, așa cum a fost, cum este Anton Durcovici. Și mulțumim pentru faptul că a reușit să integreze vizita Sfântului Părinte Papa Francis în istoria bisericii locale.
De altfel, cred că sunt în sentimentul dumneavoastră dacă spun că această vizită, ca și cealaltă de acum 20 de ani, al lui Ioan Paul al II-lea, ambele vizite așadar sunt roade ale sacrificiului celor dinaintea noastră, inclusiv al lui Anton Durcovici. Încă o dată mulțumim și pentru jertfa de a veni aici între noi și pentru cuvântul pe care l-ați prezentat. În continuare, îi dau cuvântul părintelui încă doctorand, până pe 18 luni aceasta, pentru Ciobanu, care a venit tocmai din Basarabia, de la Chișinău. El ne va vorbi despre vizitele lui Anton Durcovici. N-am venit tocmai din Basarabia. Basarabia e aproape. Tocmai, spre exemplu, vine părintele de la Roma, Excelenții voastre, puternici părinți profesori, dragi seminariști, onorată asistență, pentru început vreau mai întâi să vă transmit salutul preasfințitului un alt Anton, Anton Coșa, de la Chișinău, care m-a rugat să vă transmit fiecare dintre dumneavoastră salutul său frățesc. Și dacă tot s-a vorbit la început despre vizita Sfântului Părinte, Papa Francis, în România, m-am gândit să vorbesc de vizitele pastorale de episcopul Anton Durcovici și chiar dacă uneori istoria poate fi citită ca o poveste, uneori istoria poate să fie un pic mai seacă, oscilând între o dată și un nume, în cazul meu, între un nume de localitate. Pentru că, până la urmă, vizitele pastorale ale episcopului reprezintă una dintre responsabilitățile pe care le are. A început această practică a vizitelor pastorale în secolul al VI-lea și a fost Conciliul Tridentin care le-a prevăzut printre obligațiile episcopului că trebuie să-și viziteze fiecare parohie cel puțin o dată la 2 ani. Codul de drept canonic din anul 1917 în vigoare în perioada păstoririi lui Anton Durcovici spunea astfel: pentru a asigura păstrarea unei învățături sănătoase și ortodoxe, pentru a apăra bunele moravuri și pentru a le corija pe cele rele, pentru a promova în popor și cler pacea, nevinovăție, pietatea, disciplina, pentru a asigura în general binele religiei, ținând cont de circumstanțe, episcopii sunt obligați să viziteze în fiecare an dieceza lor, în parte sau în întregime, astfel ca în decurs de 5 ani sau mai mult să fie parcurs întreaga dieceză, fie de episcop însuși, fie dacă este acesta împiedicat legitim de un vicar general sau de un alt cleric. Iar circumstanțele care existau în România în anul 1947 nu erau dintre cele mai frumoase, mai plăcute, începuse deja să se instaureze regimul comunist și visele pastorale a lui Durcovici nu aveau alt scop decât tocmai să întărească în fața furtunii ateiste credința poporului credincios din dieceza de Iași. În scurta perioadă care s-a scurs de la luarea în posesie diecezii de Iași la 14 aprilie 1948 și până în 26 iunie 1949, când a fost arestat, fericitul Anton Durcovici a reușit să parcurgă aproape toate parohiile din dieceza de Iași. Există posibilitatea de a le urmări în baza liber misarum a episcopului Durcovici, dar și în baza declarației făcute în arestul Securității din București în anul 1950, 26 aprilie. Și cum vă spuneam, istoria uneori oscilează între poveste și istorie, din acest motiv va fi un pic mai dificil de a urmări, evident, dar chiar cu acest risc o voi face. Prima parohie pe care a vizitat-o fericitul Anton Durcovici a fost parohia Galați la 6 iunie 1948 și la predică a vorbit despre Euharistie, credincioșii fiind îndemnați la plătirea și frecventarea liturghiei și a împărtășanii. Apropo, că în dieceza de Iași am citit că ați început tocmai un an dedicat Sfinte Liturghii și cred că fericitul Anton Durcovici poate fi, documentele pe care le are pot fi o sursă de inspirație și pentru acest an care tocmai l-ați început.
La 11 iunie același an, episcopul Durcovici a vizitat parohia Butea, predica pe care a rostit-o în fața măreașilor, a fost dedicată Sfintei Treimi, hramul bisericii în localitate. La 12 iunie a fost în vizită la Fărcășeni și predica a avut de subiect adormirea Maicii Domnului, care la fel era și este hramul bisericii în acea localitate, îndemnurile date priveau iubirea către Sfânta Fecioară Maria și încrederea în ajutorul ei. La Șcheia, la o dată care nu poate fi determinată cu exactitate, întrucât biserica este dedicată înălțării Sfintei Cruci, aceasta a fost și tema predicii, îndemnându-i pe credincioși să răspundă cu iubire și recunoștință, mântuindu-și sufletul tocmai în purtarea crucii. Aflată în apropiere, parohia Oțeleni a fost vizitată la o dată la fel nedeterminată, dar între 13 și 16 iunie 1948. La 17 iunie a fost vizitată parohia Buruienești, unde predica a tratat despre Sfântul Iosif, hramul bisericii, pe care l-a oferit drept model al muncitorului creștin, harnic și conștiincios. Comunitatea catolică din Adjuden s-a bucurat și ea de vizita Marelui Păstor la 18 iunie și predica a fost dedicată Duhului Sfânt. La Rotunda, următoarea parohie vizitată, la 19 iunie, predica l-a avut drept subiect pe Sfântul Francesc de Asizi și dragostea acestuia față de Hristos. La 20 sau 21 iunie, episcopul Durcovici s-a aflat la Răchitenie, a predicat despre Sfântul Anton de Padova. Pentru ca mai apoi, la 4 iulie, după o pauză de 2 săptămâni, se meargă în vizită la Tămășeni și în aceeași zi se viziteze și filiala parohiei care se afla la Roman, în această ultimă comunitate, predicând despre obligația creștinilor de a-și mântui sufletul, despre răspunderea individuală a fiecăruia înaintea judecății lui Dumnezeu. La 19 iulie s-a aflat la Băreni și Corgești, unde a administrat sacramentul Sfântului Mir. Iarăși, după o pauză de o lună jumate, la 1 septembrie, păstorul decizie de aș s-a aflat la Barticești, unde, în timpul predicii, i-a îndemnat populația să-și iubească și să-și apere credința, pentru ca mai apoi, peste o zi, între 2 și 3 septembrie, să se afle la Ghelăiești, la 4 septembrie, să viziteze și parohia Iugani. A doua zi, la 5 septembrie, a vizitat parohia Săvăuan, predica avându-l drept subiect pe Dumnezeu, cu care nimeni nu se poate compara, și însușirile lui, mai ales, atotputernicia. În ziua următoare, la 6 septembrie, a vizitat parohia Pildești. Și cu această parohie s-a încheiat vizita pastorală a episcopului Durcovici în decanatul de Roma. Pentru ca mai apoi, începând cu 14 septembrie, se înceapă vizita în decanatul de Bacău, mai înainte, la 12 septembrie, vizitând parohia Horlești. În județul Bacău, prima comunitate a fost Luize Călugăr, la 14 septembrie, zi în care era sărbătorit și hramul bisericii în Înălțarea Sfintei Cruci. La 16 septembrie a vizitat parohia Pustiana, pentru ca mai apoi rând pe rând să fie vizitate parohia Frumoasă, la 17 septembrie, Sârbi, la 18, Piatra Neamța, 19, și Lespes, la 20 septembrie 1948. La Valea Sacului a fost între 21-22 septembrie, predica episcopului a avut ca temă Catehismul Catolic. Cel mai probabil la 22 septembrie vizita a fost în parohia Nicolae Vâlcescu, unde a vorbit despre Sfântul Iosif, iar la Gioseni, unde a fost ziua următoare, îndemnul episcopului s-a referit la participarea credincioșilor cu evlavie la Sfintele Slujbe. La 24-25 septembrie a vizitat parohia Văleni, unde a predicat despre Hristos Rege. Continuând seria vizitelor pastorale, episcopul a poposit la 26 septembrie în parohia Sascut, la 27 septembrie episcopul a vizitat parohia Cleja, unde a predicat despre episcopul Mihai Rogu, în aceeași zi, primise 4 ani de la trecerea sa în lumea celor drepți. La 28 septembrie 1948 s-a aflat la Fundul Rătăciun, unde a predicat despre rugăciunea Rozariului. La 29 septembrie a vizitat două comunități, parohia Paraoan și cu filiala acesteia Valea Mare.
pentru ca la 30 septembrie să fie la Prăjești, unde a administrat sacramentul mirului. În luna octombrie, la 1 octombrie, episcopul și-a întrerupt serie vizitor canonice în parohile din județul Bacău pentru a merge la Poiana, unde a sfințit biserica nouă. La 2 octombrie, același an, a vizitat comunitatea din Buhoc, la 3 octombrie, a vizitat și parohia Bacău. 4 octombrie 1948 s-a aflat în parohia Izvoarele, unde a sfințit biserica dedicată Sfântului Francisc. Iar la 13 octombrie s-a aflat la satul nou din județul Bacău, unde iarăși a sfințit biserica din această localitate și în aceeași perioadă a vizitat parohiile din împrejurimi, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Poitus și Onești. La fel, la o dată necunoscută, a fost și la Tuta. La 16 octombrie a vizitat Comăneștiul, iar la 17 octombrie, Slănică la 16 octombrie, Comănești la 17 octombrie și la 18 octombrie a fost la Dărmănești, unde a predicat despre judecata de pe urmă. La 22 octombrie a vizitat parohia Vizantea și o ziua următoare pentru a doua oară Focșanul și ultima dintre comunitățile vizitate în dieceza de Iași a fost cea din Vizantea, din Plostuțeni, care a fost vizitat la 24 octombrie 1948. Începând cu 12 iunie 1949, în calitate de administrator apostolic al Arhidiecezii de București, a vizitat și câteva comunități din această biserică locală. Astfel a fost la Turnul Severin la 12 iunie, unde a predicat despre Evanghelia acelei zile, expunându-o puternicia lui Hristos în cer și pe pământ. La 13 iunie 1949 a vizitat parohia Craiova, iar la 14 iunie comunitatea din Târgu Jiu, unde a predicat despre Sfințenia Casei lui Dumnezeu. Peste o zi, la 16 iunie, a mers în vizită la râmnicul Vâlcea, iar la 17 iunie episcopul a vizitat parohia Slatina, unde a predicat despre obligația omului de a-și mântuie sufletul. Alte două comunități care a reușit să le viziteze în arhidieceză a fost cea din Pitești la 18 iunie și la 19 iunie parohia Câmpul Lung Muscel. Evident, cunoaștem că urma să viziteze și parohia Popeștii Ordeni pentru a administra sacramentul mirului, a fiind așteptat de aproximativ 650 de tineri și copii, însă în drum spre această parohie a fost arestat și internat în arestul securității din București. Dacă ar fi să contabilizăm, să numărăm până la urmă istoria, în urmă face și acest lucru, în dieceza de Iași, episcopul fericit Anton Durcovici a vizitat 55 de comunități, enumerasem că fără Basarabia și Bucovina, dieceza de Iași în anul 1943 avea 66 de parohii, deci 11 nu ar fi reușit să le viziteze, și în arhidieceza a vizitat numai 7 comunități, pentru că nu a mai avut posibilitatea sau nu i s-a permis să mai facă acest lucru. Vreau la început să încep cu o pildă, chiar cu riscul de a trece, mai am încă 3 minute, cu riscul de a trece, de a face, spunem, de a omilie. În anul 325 este tot ceva legat de istorie, 325, înainte de Hristos, Alexandru Macedon, după campania încheiată din Micis în India, decis să se întoarcă înapoi în Babilon, care devenise capitala Imperiului pe care îl fondase. Și avea două posibilități. Fie drumul mai lung, dar mai sigur pe mare, fie drumul mai scurt, dar mai primejdios pe uscat. A ales drumul pe uscat și a trecut prin pustiul Gedroziei, unde se spune că a pierdut mai mulți ostași decât a pierdut în toți cei 13 ani de campanie militare în Orient. La un moment dat, povestește istoricul Apian că i s-a adus într-un coif puțină apă. A luat coiful în mână și a întrebat: există apă pentru toți? I s-a spus nu, numai pentru maestatea voastră. Atunci Alexandru Macedon a luat și a vărsat apa din coif și spunând: dacă nu este apă pentru toți, nu voi bea nici eu.
Un fapt banal din viața acestui mare comandant de ordine, care poate explica foarte ușor de ce ostașii l-au urmat aproape orbește și putem astfel înțelege și succesul rapid al campaniilor militare. Putem să întrebăm de ce fericitul Anton Gurcovici a mers până la martiriu, pentru că era conștient că pentru fiecare dintre noi, cineva, scris cu majusculă și a vărsat nu apa dintr-un coif, ci sângele pe lemnul crucii. Amin. Se spune pe drept cuvânt că nu există progres decât în momentul în care elevul își depășește profesorul. Îi mulțumim Părintelui Petru Ciobanu, care ne-a fost student acum câțiva luni și care se vede că vorbește mai bine fără foaie decât atunci când citește. Dar îi mulțumim pentru faptul că ne-a adus aminte de aceste vizite ale lui Gurcovici prin parohii. Aproape toate parohiile, într-un an și două luni, au fost vizitate. Ne întrebăm ce ar fi fost dacă Gurcovici ar fi supraviețuit. Ar fi fost, de exemplu, 10-20 de ani episcop de Iași, dacă ar fi fost pace și bunăstare, ca în perioada interbelică. În sfârșit, spuneam de Petrică, este un viitor doctor, nu este primul și nici ultimul care își depășește profesorul, pentru că mai e în sală cineva, un masterand de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, domnul Toma Cucuteanu. Vă citesc titlul intervenției sale. Viața și opera episcopului Anton Gurcovici circumscrise unui cadru instituțional, juridic, autoritarist și abuziv al statului român. Sunt sigur că n-ați înțeles nimic, nici eu, dar ne va explica dumneavoastră. Mă măduriți, Părinte Fabian. Deșirețele voastre este o onoare pentru mine să fiu în fața dumneavoastră. Sunt după o boală, miroză se cheamă în ultima vreme, deși alta se spunea gripă. Vă măturisesc că tema a trebuit dezbătută mult mai mult și nu într-un sfert sau 20 de minute, într-un sfert de oră, 20 de minute. Dar am încercat să concentrez atât cât am putut și mai ales să mă focalizez pe ultima perioadă a vieții fericitului Anton Gurcovici. Interpretarea pe care am încercat să o dau a plecat din aceea că am găsit că e undeva o nișă în tot ceea ce s-a tratat până la ora actuală despre Anton Gurcovici. După 1990, ca mulți alți creștini romano-catolici, am avut ocazia să lecturez pe măsură ce apăreau materiale publicate privind viața și opera fericitului Anton Gurcovici. Evident că, dincolo de aspectul de noutate, aveam să constat că autorii, cercetători, istorici, preoți și chiar amatori, au surprins cu multă acuratețe dimensiunile vieții și activității celui care a fost dedicat la cinstea altarului. Erau evidențiate cu atribuie munca și opera uriașă a acestui adevărat apostol, subliniindu-se laturile și componentele de eșecere ale vieții sale, sub toate aspectele, multilaterala sa pregătire creștină și teologică, intensa trăire, munca susținută în pastorație, dimensiunea și cuprinsul actelor de jertfă, dăruirea completă Bisericii lui Hristos. Față de tot ceea ce s-a scris până acum despre fericitul Anton Gurcovici, consider că ar fi necesar și util spre o completă evidențiere a acestui mare teolog, păstor, martir al diecezii noastre și al Bisericii Catolice din România, să aducem în atenție un alt aspect, și anume modul în care statul român, cu aparatul său și cadrul său juridic, s-au raportat la cel pe care azi îl omagiem. Apreciez că nu este lipsit de interes să observăm totala integrare în altului prelat, nu numai în slujirea bisericii și a credincioșilor, dar și pentru soluționarea și clarificarea unor litigii de natură civilă și canonică, pentru formarea în școala tinerilor, prin aceasta aducând beneficii nu numai organismului eclezial, ci și societății pe ansamblu său. Nu putem avea pretenția că această chestiune a descifrării raportului dintre personalitatea fericitului Anton și statul român
cu institutele sale poate fi epuizată prin câteva pagini. Încercăm să deschidem doar o nouă perspectivă spre o mai bună cunoaștere și evidențiere, clarificare, mai ales a ultimei și tenebroase perioade din viața episcopului nostru, cea care s-a finalizat prin moartea sa. Imediat după lovitura de stat din august 1944, odată cu diviziile sovietice în România, intrate, vor fi puse în lucru acele forțe care vor acționa pentru instalarea regimului comunist. O direcție prioritară a acestor forțe o vor constitui identificarea categoriilor de persoane, organizații și grupări, care erau considerați că reprezintă potențial adversari ai comunizării. Biserica Română-Catolică a fost o țintă predilectă pentru noua putere comunistă și este instalată la București. Pentru a lovi în cei pe care comuniștii îi numeau ca fiind dușmani ai poporului, aceștia au elaborat și au emis un set de acte normative, de legi, cu un conținut ce reflecta intenția clară de a aplica așa zisele principii leninist-staliniste ale luptei de clasă, urmărind exterminarea oricăror persoane sau organizații care au putut nu doar acționa împotriva ei, ci chiar și a gândit în dezacord cu ideologia comunistă. Două acte normative sunt dedicatoare în acest sens. Ele sunt mult mai multe. Este vorba de decretul legii din 312, din 24 aprilie 1945, care prin conținutul fiecărui articol sau paragraf calcă în picioare Constituția din 1923, de-abia repusă în vigoare după actul de la 23 august 1944. Această lege va sta la baza tuturor arestărilor, anchetelor și proceselor politice ce vor urma în cei mai negri ani ai comunismului. Și aș evidenția doar un singur lucru. A apărut un termen nou de acuzator public. Nu am avut așa ceva până atunci. Altă chestiune nouă, de noutate, era că mandatul de arestare nu putea nici mai să fie confirmat de un magistrat. De ce se mai numea mandat de arestare? Nici eu n-am înțeles, am stat cu legea în față. Da. Prevederile ei deschid porțile infernului pentru România. Această lege, prin de obușire clar stalinistă, va fi actul normativ ce va distruge elita poporului român, trimisând în lagările morții sute de mii de români, printre care îl regăsim și pe episcopul Anton Durcovici. Dar până în momentul în care preasfinția sa se va confrunta cu mașinăria destructivă a regimului comunist, aflată în prim proces de acaparare a puterii, Monseniorul va avea de înfruntat împreună cu întreaga Biserică Catolică din România măsurile pe care regimul comunist urmărea să anihileze biserica noastră. Între timp, Monseniorul Anton fusese numit ca episcop de Iași la data de 30 octombrie 1947 și după numeroase tergiversări ale autorităților comuniste, își va lua episcopatul în primire abia la 14 aprilie 1948. În moment aparte în această perioadă, l-a constituit pentru un altul nostru prelat lupta sa pentru a asigura salvarea și supraviețuirea bisericii în fața atacurilor fără precedent pe care statul comunist l-a organizat și pus în practică. Aceste atacuri și măsuri au vulnerabilizat biserica și au fiind puse în practică prin legislație. Vor avea unele un caracter devastator, dar ceea care va putea însemna sfârșitul Bisericii Romano-Catolice din România a fost decretul 177 din 48 privind regimul cultelor, ca și în cazul celorlalte atacuri la adresa bisericii sale, preasfințitul Anton Durcovici și a avut o reacție fermă. Actul normativ, spre deosebire de legea veche a cultelor din care se inspira și care avea și așa multe prevederi restrictive, vine cu modificări prin care statul comunist își aroga controlul total asupra cultelor. Printre altele se solicita reacreditarea bisericii, fapt pentru care era se impunea redactarea un nou statut conform acestei legi. Dar de fapt se urmărea ruperea comuniunii cu Sfântul Scaun și crearea unei aberante biserici romano-catolice naționale românești, ceea ce însemna împingerea bisericii catolice în mod forțat într-o schismă. La fel de aberante și periculoase erau și regulile din articolul 21, care instituia jurământul de credință al episcopului catolic în fața ministrului cultelor,
ca și cea din articolul 41, care accenta încetarea comunii cu episcopul Romei cu același scop de a împinge Biserica Romano-Catolică în schismă. Toate acestea duceau la pierderea calității de Biserică Romano-Catolică. Resisile se aflau în flagranță contrazicție chiar și cu prevederile Constituției din 48, conform căreia statul garantează libertatea de conștiință și libertatea religioasă, la o Constituție nouă, făcută de comuniști. Statutul cultului catolic redactat după apariția acestui decret și la care o contribuție majoră a avut-o preasfințitul Anton Dulcovici, a fost înaintat guvernului de către ultimii doi episcopi rămași nearestați, cel de Alba Iulia Martin Aron și cel de Iași Anton Dulcovici. Documentul a fost respins de guvern, pentru că autorii, neputând accepta dispoziția jurisdicțională și canonică de Sfântul Scaun, au menționat aceste principii în textul statutului. Cei doi episcopi, Martin Aron și Anton Dulcovici, vor rezista în fața tuturor presiunilor făcute de autoritățile comuniste și nu vor renunța la punctul lor de vedere, refuzând cu prețul libertății și vieții. Ideea de a crea un așa zis rit romano-catolic național și încetarea comuniunii cu Sfântul Scaun. Atotputernica Securitate putea declara ca dușman al poporului orice persoană care își manifesta cel mai mic dezacord față de regimul comunist. Mai mult, arestările nefiind supuse aprobării și confirmării magistraților, securitatea, neputând accepta forma de rezistență pe care cei doi episcopi au făcut-o, au trecut la așa zis arestarea a preasfințitului Anton Dulcovici fără mandat de arestare. Actul în sine încalcă orice regulă a bunului simț, dar și prevederile constituționale de atunci, precum și cele ale codului penal și de procedură penală, fiind de fapt o răpire urmată de o lipsire ilegală de libertate, în termeni juridici, având un caracter gangsteresc, am spus eu. Și termenul nu sună tocmai academic, dar aceasta este realitatea. A fost un act gangsteresc. De la răpirea sa din 26 iunie 1949 până la 4 mai 1951, când a fost mutat la așa zisul depozit de la Jelava, preasfințitul Dulcovici a fost sub ancheta ilegală a securității, fiind încarcerat la fel de ilegal în arestul acestei instituții timp de un an, 10 luni și 8 zile. În această perioadă a fost interogat de 10 ori după 9 luni de la reținere ilegală. Nu știm ce s-a întâmplat cu Anton Dulcovici în aceste 10, aproape 11 luni. Condițiile de cazare lipsite de cel mai elementar simț al omeniei, programul zilnic, el însă o adevărată tortură, tratamentul umilitor, fără minimă asistență sanitară, juridică sau juridică, toate urmăreau demoralizarea celui încarcerat și transformarea sa într-o ființă subumană. Analiza celor 18 declarații date de preasfințitul Anton Dulcovici, doar în intervalul 29 martie-18 mai 1950, permite observații și concluzii edificatoare. Conform codul de procedură penală, declarația ar trebui să menționeze ce calitate avea interogatul, nu știm, învinuit, martor, inculpat. Anchetatorii nu aveau la dispoziție o culpă în baza căreia să-l învinuiască pe preasfințitul Anton Dulcovici, culpă pe care să provină să fie înserată în codul penal și de procedură penală și să-l trimită în judecată unei instanțe, așa cum prevedeau cele două acte normative. Adesea aclamate, întrebările formulate în anchetă erau adevărate tururi de forță ale anchetatorilor în speranța de a obține de la cel anchetat un minim de autoincriminare care să aibă caracter penal și procesual prin care să-l inculpe. Nu există un act de învinuire și nu se cunoaște un moment în care episcopului să-i fi fost adusă la cunoștință o asemenea învinuire. Credem că buna sa pregătire în domeniul dreptului canonic i-a permis preasfinției sale, Anton Dulcovici, să adopte o strategie a răspunsului, astfel încât să furnizeze sigur minim de informații, cele mai multe referințe doar la persoana sa, evitând posibilitatea interpretării declarațiilor pentru ca alte persoane să nu poată fi învinuite. Constatăm că răspunsurile sale sunt argumentate cu reguli și îndatoriri de ordin canonic, asumându-și responsabilitatea și obligația de a fi respectat aceste reguli în calitatea sa de episcop. Două din declarațiile sale, ambele din 24 mai 1950,
Sunt adevărate lecții de drept canonic date anchetatorilor, având ca teme facultățile extraordinare pe care le-a acordat preotelor, așa cum sunt zile prevăzute în codul canonic al Bisericii Catolice. În același timp, cel anchetat nu își va ascunde atitudinea anticomunistă, ci va arăta acest lucru în scris, indicând nocivitatea și pericolul pentru oameni și biserica noi ideologii, declarației din 8 mai și din 18 mai 50. Cu toate condițiile subumane în care a fost deținut în arestul securității, declarațiile sale, dar în mod oficial, special, cele din 24 martie 1950 și 26 aprilie 1950, denunță fenomenala memorie a preasfințitului Anton, care a redat cu luni de amănunte, pe zile, pe locuri, cu personaje, teme de discuții, tematicile precilor, biserici în care a ținut omilii. Declarația din 26 aprilie 1950 este un adevărat istoric al activității de pastorale ca episcop de Iași, rezultând grija sa deosebită pentru întărirea credinței și menținerea neabătută a credincioșilor pe drumul crucii. În conformitate cu codul de procedură penală, orice anchetă se finalizează prin întocmirea de către anchetator a unui referat de terminare a anchetei, în care, în funcție de probele obținute, este obligatoriu să se propune începerea unui penal cu indicarea clară a faptelor prevăzute și în codul penal, în care se încadrează cel anchetat, acesta căpătând calitatea de învinuit. Sau neînceperea urmării penale din lipsă de probe. În primul caz, a afirmat ca pe baza referatului de urmări penale, procurorul să dispună prin rechizitorul trimitere în judecată a inculpatului. Constatăm că în cazul preasfântului Anton Durcovici, nu vom întâlni niciunul dintre acești pași, care erau prevăzuți și în normele penale de atunci și de azi ale statului român. În loc de referat, avem doar așa zise două fișe, de fapt două sinteze, făcute de anchetatorii la securitate în baza celor 18 declarații. Analiza sintezelor ne conduce la concluzia că acestea au fost un ultim efort speculativ de a identifica în declarații un minim de elemente pe baza cărora preasfințitul Anton Durcovici a putut fi trimis în judecată. S-a căutat a se specula pe tema unei conspirații atunci când episcopii catolici întâlniți în ședințele conferinței episcopilor din România și au formulat puncte de vedere legate de diverse teme, noua Constituție, reacție la legea naționalizării, la cea învățământului, a cultelor, toate potrivnice regimului comunist. Chiar dacă erau potrivnice acestui regim, aceste acțiuni făceau parte din activitatea normală a episcopatului. Erau în contact cu obligațiile ce reveneau din codul canonic, lucru expus clar și ferm de preasfințitul Anton în declarațiile sale. Privită pe prisma judiciaristă, declarațiile erau lipsite de relevanță penală și nu puteau pune problema în tragere la răspundere pe această cale a preasfințitului Anton. Credem cu fermitate că moartea episcopului fusese deja decisă. Fapt pentru care securitatea nu s-a mai complicat cu un proces, fie el și trucat. Ca atare, fără proces, fără o sentință de condamnare, securitatea va aplica justiția proprie, transferându-l pe Anton Durcovici, mai întâi la 4 mai 1951 la închisoarea Jilava, unde va sta în deținere ilegală timp de 4 luni și 14 zile, iar apoi la 18 septembrie 1951 la penitenciarul morții din Sighet. Nu vorbim doar despre un act samavoliu, prin care un om a fost dus la închisoare. Transferul la Sighet a fost continuarea drumului spre moartea preasfințitului Anton Durcovici. Un act premeditat. Așa se explică faptul că la 15 noiembrie 1951, deținutul Anton Durcovici, aflat în închisoare la Sighet, este trimis la izolator, o celulă specială numită celula morții, unde fiind bolnav, lăsat fără îngrijire medicală, supus în fometări, va deceda la 25 de zile, data de 10 decembrie 1950. De menționat că trimiterea la izolator este o pedeapsă care se aplică celor mai recalcitranți deținuți. Moartea sa, privită prin prisma dreptului constituțional și penal, nu a fost doar un act samavolic, spunea,
a fost în mod clar un omor premeditat, săducit de securitate, ca autoritatea statului acaparat de un regim ideologic totalitar, regimul comunist în forma cea mai primitivă, leninist-stalinismul. În concluzie, statul român și autoritățile sale, cadrul legislativ din România, au avut față de fericitul Anton Lucovici ca preot, prelaș și episcop, un comportament cu atitudine a rareor normală. Au existat mai multe momente în care statul s-a comportat autoritarist, mai puțin prietenos, trecând ulterior la atitudine abuzive și discreționare, sfârșind prin a fi ostil, tratându-l ca dușman, trimițându-l la moarte. În lupta sa cu statul român și mai ales cu securitatea, pe sfințitul Anton Lucovici, a dovedit în alte calități umane, rar întâlnite și greu de imaginat la un singur om. În cazul tău, calitățile s-au sprijinit pe o serioasă educație religioasă, o vastă cultură, dar mai ales pe virtuțile sale teologale, cardinale și naturale. Fericitul Anton Lucovici a refuzat și a reușit, chiar cu prețul vieții, să nu se înregimenteze într-un sistem străin Bisericii lui Hristos. Cunoscând viața și opera, dobândim încredințarea că marea investiție a vieții sale a fost Moldova prin credință. La o primă audiție am fi tentat să ne gândim din perspectivă strict temporală doar la perioada comunistă. Însă eu nu mi-am subsumat demersul doar celor câteva decenii în care România a stat sub un regim comunist, ci am pornit mai demult, încă de la începuturile existenței comunităților catolice din spațiul Molda. La urma urmei, rezistența nu este câtuși de puțin un concept care se aplică doar perioadei comuniste, dimpotrivă. Rezistența, ca formă de prezervare a vieții, a esenței vieții comunităților, a valorilor acestora, s-a manifestat pe multiple planuri de-a lungul istoriei, în plan religios, social, politic, identitar. Această constatare se aplică și în cazul catolicilor din Moldova cu asupra de măsură, rezistența prin și pentru credință fiind o constantă a devenirii istorice a acestei comunități minoritare confesionale. Concretizând, a existat, de exemplu, o rezistență în fața ortodoxiei, o alta în fața reformei, a asimilării comunitare, a pierderii identității, rezistența în fața unei alte identități dorite impuse din afara comunității, rezistența în fața cultelor neoprotestante, a islamului, a globalizării. Aceste forme de rezistență s-au manifestat separat, ori chiar împreună, în epoci istorice diferite. În zorievului mediu românesc și a începuturilor catolicismului în spațiul moldav, de pildă, rezistența primelor comunități catolice se manifesta față de comunitățile necreștine din jur, a celor în curs de creștinare, precum și în fața comunităților ortodoxe aflate în formare. Această stare, de fapt, a fost specifică primelor decenii ale veacului al XIII-lea, atunci când credincioșii catolici din Moldova erau sub jurisdicția Episcopiei Mircoviei, numită ulterior Episcopia Cumanei. În acele timpuri, dacă rezistența în fața comunităților necreștine din jur și a celor în curs de creștinare, în marea lor majoritate cumane, se va rezolva prin creștinarea acestora și trecerea la catolicism, nu la fel se vor petrece lucrurile în momentul în care în zonă își vor face apariția acei pseudo-episcopi care, spun documentele, țin de ritul grecilor, care vor administra ei sacramentele bisericii credincioșilor români din cuprinsul Episcopiei Cumaniei, uzurpând astfel acest drept episcopului locului. Va fi nevoie de intervenția papei Grigore al IX-lea, cel care în anul 1234, pentru a împiedica primejdea ca toți românii din zonă să devină schismatici, respectiv ortodoxi, va decide orânduirea unui episcop catolic de neam românesc pentru credincioșii români de pe cuprinsul Episcopiei Cumaniei. Marea invazie tătară din anul 1241 va bulversa însă într-un mod brutal viața comunităților catolice din Moldova. Totuși, credincioșii catolici vor rezista furtunii și furiei nevălitorilor, lumina credinței catolice, chiar cultuind, va continua să ardă și nu se va stinge nici în acei ani de cumpăn.
după trecerea furtunii și liniștirea apelor, Sfântul Scaun va trimite în Moldova, pentru păstorirea credincioșilor catolici, misionari franciscani și dominicani, care vor înregistra succese remarcabile în activitatea lor misionară la est de Carpați, în perioada de dinainte și de după întemeierea Moldovei medievale ca stat, sprijinind astfel, concret, timp de mai bine de un secol, 1241-1359, rezistența catolicilor din Moldova prin credința. După întemeierea Moldovei, atunci când crește și numărul credincioșilor catolici din zonă, dăinuirea laică și spirituală a acestor locuitori a presupus și crearea unui cadru instituțional adecvat, menit să le asigure totodată și rezistența prin credință. În Occident, o știm prea bine, orașele europene s-au născut odată cu Europa și, într-un anumit sens, au determinat nașterea acesteia, chiar dacă astăzi, din păcate, în spațiul european, iată, rădăcinile creștine ale Europei sunt în continuare nesocotite și nerecunoscute. Este datoria noastră a creștinilor să reamintim din nou, din nou, permanent, această realitate. Iar Biserica, Biserica din Occident, revenind, și-a stabilit circumscripțiile de dieceză tocmai după circumscripțiile cetăților romane, salvându-le astfel de la ruină. Schimbarea de sens a cuvântului civitas, începând din secolul al IX-lea, atestă limpede acest fapt. El devine sinonim cu episcopie și cu oraș episcopal. Situații similare am constatat și în cazul a trei orașe medievale moldovenești, toate menționate cu apelativul civitas în izvoare descrise medievale, ceea ce confirmă, dacă nu mai era nevoie, faptul că la vremea emiterii acestor documente, cele trei așezăminte urbane erau în egală măsură orașe episcopale. Este vorba de Siret, 1371, Bacău, 1391, Baia, 1418. Nu întâmplător, amintim încă o dată și aici, de prețiosul document al Papei Bonifacio al IX-lea, cel care înființase Episcopia Catolică de Bacău în 1391, document emis la 15 aprilie 1400, din Cetatea Eternă, și adresat magistrului și fraților Ordinului Cavalerilor Ospitalieri ai Sfântului Ioan, aflat într-o localitate care în adresă apare sub forma Bacovia, iar în text Civitas Bacoviensis. Constatăm, din textul acestui document, un fapt deosebit de important, și anume acela că însuși suveranul pontif califică Bacăul drept civitas. Cavalerii Sfântului Ioan de Ierusalim, care se găseau în anul 1400 în orașul episcopal Bacău, nu erau cu siguranță acolo într-un sejur de relaxare și promovare a propriei imagini, ci erau acolo cu un scop bine definit, acela de a apăra credința catolicilor din zonă. De asemenea, câțiva ani mai devreme, prin înființarea Episcopiei Catolice de Bacău în anul 1391, Sfântul Scaun vizase, la rândul lui, apărarea credinței catolicilor care se găseau în marea lor majoritate tocmai în zona Bacăului. Personal, mă mărturisesc faptul că nu pot imagina cum ar fi putut rezista aceste comunități catolice în plină expansiune a mișcărilor reformatoare în speță husitismul, fără o instituție ecleziastică superioară care să le protejeze. Apoi, către sfârșitul evului mediu și începutul epocii moderne, problema protectoratului pe care puterile creștine europene ale secolelor 17-19, mă refer aici la Rusia, Polonia, Austria, Franța, protectorat pe care și l-au revendicat asupra catolicilor din Moldova, a constituit un alt capitol important în evoluția rezistenței acestor comunități ecleziastice. A doua jumătate a veacului al XIX-lea și prima jumătate a secolului următor au fost marcate de asemenea de rezistența catolicilor din Moldova, de data aceasta în fața asimilării comunitare, a pierderii identității, rezistența în fața unei alte identități dorit impuse din afara comunității. Se accentuează în epocă lupta de legitimare a catolicilor pe multiple planuri, religios, social, politic, economic, cultural. Adăugăm aici și larga mediatizare a situației ciangăilor din Moldova, cum au fost denumiți pe nedrept catolicii în diverse lucrări și publicații, dând naștere unei false minorități etnice, care trebuia, așa, salvată de la o pretinsă asimilare.
În acele vremuri, ancorele identitare ale comunităților catolice din Moldova au fost rădăcinile genealogice, graiul, teritoriul, neamul, familia, iată, familia, biserica și tradiția. Toate acestea au constituit, practic, esența identității. Rezistența în fața pierderii identității românești a fost cât se poate de evidentă și la jumătatea secolului al XX-lea, de când există multe documente care privesc abuzurile și nedreptățile pe care au nevoit să le îndure locuitorii catolici din Moldova și preoții lor. Astfel, în condițiile multiplicării și accentuării manifestărilor extremiste din epocă, catolicii din Moldova și preoții catolici au fost nevoiți să-și susțină și să-și apere poziția în limitele posibilităților oferite de legislația vremii. În apărarea locuitorilor catolici din Moldova, preotul Iosif Petre Empal, superiorul provinciei franciscane din Moldova, va strânge un impresionant dosar cu documente privind starea de fapt existentă, depunând eforturi în vederea normalizării situației. Va scoate, de asemenea, și o carte în care își va expune punctul de vedere privitor la originea catolicilor din Moldova. Apoi, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în anul 1945, discriminarea catolicilor din Moldova prin contestarea etnicității lor românești a potențat în bună măsură și riscul unei deportări a acestora la Rusia, un fapt mai puțin cunoscut. Din fericire, credincioșii romano-catolici din Moldova au avut șansa de a scăpa ca printr-o minune, prin implicarea anunțului apostolic al vremii și aceluiași preot Iosif Petru Empal, ținând seama, sigur, riscul acesta și minunea de care vorbeam, ținea seama și de contextul istoric al vremii, de această deportare a lor în Rusia, planificată de autoritățile sovietice instalate în fruntea României după 23 august 1944. Din nefericire, credincioșii romano-catolici din Moldova nu s-au putut salva și din fața comunismului, impus sub umbrela protectoare a Armatei Roșii, o nouă stare de fapt care echivala practic cu un alt tip de deportare, o deportare originală între granițele unui regim totalitar aflat sub influența militară, politică și ideologică a Uniunii Sovietice, care va înlătura într-un mod brutal toate structurile și instituțiile ce asiguraseră până atunci existența democratică a societății românești. Începea pentru catolicii din Moldova o altă etapă a rezistenței pentru și prin credință. Încă de la preluarea puterii, regimul comunist din România începuse punerea în aplicare a unui plan detaliat vizând suprimarea credinței catolice. Această politică anticatolică urmărea, o știm deja, arestarea episcopilor, preoților, călugărilor și laicilor catolici care nu răspundeau pozitiv prin obediență dorințelor noii puteri ateiste. În acele vremuri de restriște, în multe din satele catolice din Moldova au avut loc manifestări de protest cu un evident caracter anticomunist. Prin urmare, autoritățile comuniste ale vremii decid să ia măsuri împotriva credincioșilor catolici din satele Moldovei, care îndrăzniseră să se opună deciziilor noi unii comuniste. Anul acesta, în 2019, se împlinesc 7 decenii de la tragicele represiuni din 10-13 martie 1949, care au fost îndreptate de către trupele de securitate împotriva credincioșilor și preoților catolici din 2 sate ale județului Bacău, satele Fundul Căciuni și Paraoani. Astfel, în ziua de 10 martie 1949, soldați din trupele de securitate, organizați în 2 plutoane, descind în satul Fundul Căciuni, spune un document al vremii, în vederea arestării instigatorilor și introducerii ordinii. 2 zile mai târziu, unul dintre localnici, dascălul Anton Benchea, va fi ucis cu bestialitate de către forțele armate dislocate în zonă, devenind primul martir al bisericii locale din anii regimului comunist. După îndeplinirea misiunii, trupele de securitate, întărite cu un pluton de armament greu, se vor îndrepta spre un alt sat catolic din apropiere, Paraoan. Evoluția evenimentelor va fi și aici una dramatică și tragică în același timp. Cu privire la cele întâmplate în ziua de 13 martie 1949 la Paraoan, vă aduc în atenție doar 2 prețioase mărturii a 2 călugărițe de la Notre-Dame de Sion, sora Carla și sora Magda Bejan, arestate și anchetate atunci, care descriu pline de curaj, fiecare în parte, în 2 scrisori,
trimise în Franța, ceea ce au văzut și trăit în acel timp. Astfel, sora Carla a notat printre altele, doar un scurt fragment vă citez, era duminică, 13 martie, în jurul orei 7 dimineața. În biserică nu era nimeni, în afară de 3 bărbați, tânărul cântăreț Ioan și 2 fete care măturau biserica, în cele din urmă sora Bejan și cu mine, care ne rugam. Am auzit o mașină care se oprește, este în biserică și văd o mulțime de soldați alergând de peste tot. Soldații au bătut în ușă și au rupt-o în cele din urmă. Au intrat și au întrebat, unde este popa? Au tras focuri de mitralieră ca în timpul războiului și noi am fost obligați să ne culcăm la pământ. Am rămas acolo cel puțin 4 ore până când au terminat să scoată preoții. Am încheiat citatul. Era vorba de preoții Anton Dămo, Petru Dâncă, Ion Butnaru și Anton Olar. Părintelui Petru Dâncă îi păstrez și acum obioasa amintire, fiind cel de la care, la un moment dat, în timp ce slujea ca paroc la Cleja, am primit prima sfântă împărtășanie. La rândul ei, sora Magda Bejan a consemnat de exemplu, după ce vă citez, cu puțin timp înainte, cineva trăsese clopotele pentru a alarma satul. Veneau în fugă din toate părțile, poate 1000 de femei și fete, bărbați mai puțin, căci soldații ar fi tras în ei, în timp ce pe femei le-ar fi cruțat. S-a pornit o adevărată luptă între cei 500 de soldați și femei. Soldații au tras din fericire în aer, dar au sfârșit prin a curăța locul. Sfânta Fecioară nu le-ar fi permis altfel. Ar fi distrus satul. Toată noaptea soldații au lucrat să ne înconjoare cu mitraliere împrăștiate pe dealuri de din jur pentru a înăbuși orice rezistență. Totul s-a întâmplat așa cum Dumnezeu a decis. Noi ne-am apărat credința și am luptat pentru Hristos. Un bărbat a fost împușcat. Am încheiat citatul. Credinciosul catolic împușcat se numea Martin Mayer, veteran al primului război mondial, prin moartea lui acesta devenind cel de-al doilea martir al Bisericii Romano-Catolice locale, căzut în primii ani ai represiune regimului ateo-comunist. Astfel de momente represive au avut loc și în alte sate catolice din dieceza de Iași, în aceia ani de cristană întire. Credincioșii de atunci au rezistat și nu și-au renegat credința. Datoria noastră, a urmașilor acelor adevărați apărători ai credinței catolice, este aceea de a le păstra vie memoria. Rezistența pentru identitate și credință va continua și după evenimentele din decembrie 1989, fiind însoțită și de alte tipuri de rezistență, cum ar fi cea în fața cultelor neoprotestante, a secularismului, a distrugerii libertății în numele libertății, a revoluției sexuale globale, a globalismului în general. Din fericire, în ultimele 3 decenii, am avut privilegiul de a cunoaște mult mai multe despre istoria noastră, fapt care a determinat și o mai accentuată coeziune a comunităților catolice din dieceza noastră de Iași, în plan identitar. Stau mărturii în acest sens numeroasele monografii locale și studii de specialitate publicate în acest timp, multe dintre ele tipărite sub egida Departamentului de Cercetare Istorică din cadrul Episcopiei Romano-Catolice de Iași. Personal, suntem recunoscători fostului episcop, actual episcop emerit de Iași, preasfântul Petru Gherghel, pentru implicarea deosebită în concretizarea acestui adevărat pelerinaj la izvoarele istoriei noastre. Suntem încrezători că acest pelerinaj va continua și sub păstorirea preasfântului Iosif Păuleț, astfel încât asemenea strămoșilor, catolicii din Moldova să poată rămâne, urmând îndemnul Sfântului Apostol Paul, înrădăcinați și întemeiați în iubire. Vă mulțumesc pentru vădare. Mulțumim și noi domnului Coșa, care ne-a făcut să înțelegem că Anton Dulcovici nu este un caz izolat. În acest periplu istoric, am putut vedea cum catolicii din Moldova au rezistat și continuă să o facă prin credință, în fața tuturor provocărilor. Și pentru că ne-ai adus în ziua de astăzi, îl invit pe ultimul conferențiar de la acest simpozion, Părintele Emil Dumea, să țină prelegerea următoare. Locul și rolul bisericilor în Uniunea Europeană. Considerații sintetice. În sfert de oră, maxim 20 de minute. Pentru că apoi la 6 este Sfânta Liturghie.
Prăstățiile voastre, dragi confrați, iubiți seminariști, am urmărit cu atenție aceste prelegeri. Permiteți-mi două reflexii, una legată de prezentarea domnului Cucuteanu. Mă întrebam în timp ce vorbea dumnealui câte ilegalități s-au comis în procesul prăstitului Durcovici, câtă legalitate a fost în procesarea familiei Ceaușescu, în procesul acesta, în așa zisă Revoluție sau în Mineriade, nu știu cât sau în combaterea corupției. Dacă noi, într-adevăr, voim să respectăm legile, bun, dacă legile sunt drepte, dacă legalitatea înseamnă și dreptate. Apoi, legat de conferința sau prezentarea domnului Coșa, păstrarea identității noastre, identitatea noastră a fost păstrată foarte mult de către misionari. Comunitățile au continuat să existe și există și astăzi, datorită misionarilor, care în vremuri de invazii ale tătarilor, de războaie, de foame, de alte nenorociri, au rămas acolo cu comunitatea. Dacă misionarul dispărea, s-au întâmplat cu multe comunități și au pierdut identitatea, adică au dispărut. Misionarii au un rol fundamental în păstrarea istorică a comunităților noastre. Necazuri a avut biserica dintotdeauna. În misiunea ei de evangelizare a popoarelor, conform mandatului primit de la Iisus Hristos, probleme au fost mereu. Eu încerc să fac câteva considerații sintetice asupra situației în care se găsește biserica catolică, dar și bisericile creștine în actualul context european. E adevărat că istoria Europei și nu numai, dar în primul rând a Europei, are un punct așa de turnură în 1989. Înainte de 89, ideologia comunistă și sistemele care conduceau țările din blocul de Est credeau că religia și bisericile vor dispărea de la sine datorită evoluției, gândirii, a progresului tehnic și civilizator și că da, credința ca un surogat bisericile învechite vor fi depășite și va veni o nouă era în care nu va mai fi nevoie de ele. Și așa în Europa, dacă nu greșesc, Albania a fost considerat primul stat al noii ere, un stat ateu, luat apoi ca model, așa se vorbea, nu? Iată, și la noi, orașul parcă Scânteia, de la Poalele Făgărașilor, era, se spune că e prima localitate, model, că nu mai are nicio, n-are nicio biserică. Victoria, scuzați-mă, Victoria, da. Dar, dincolo de aceste perorații, realitățile stăteau altfel. În perioada 45-89, comunitățile creștine continuau să vieze, creștinii își trăiau în continuare credința, dar mai ușor, mai greu, depinde aici de la țară la țară. În 89, președintele Mihail Gorbaciov a declarat că în casa lui natală, în spatele portretului lui Lenin, este o icoană a Maicii Domnului. Wow, interesant. Și apoi a început construirea unei biserici în Kremlin, biserică, un simbol al noii Rusii, dar mai fusese una pe care o demolase Stalin din anii 30, repede, că nu se putea concilia cu crucea cu steaua roșie de pe Kremlin.
luptă împotriva religiei în perioada comunistă, dar era ca o axiomă fundamentală a noii civilizații. De ce? Exista un anume fanatism ideologic, cultural, în același timp o agresivitate pe care am simțit-o și eu și nu numai deja din armată, mă duc aminte, nu? Peiorativele și expresiile dure care mi erau adresate de către persoane pe care atunci le vedeam prima dată, dar o formă de fanatism. Apoi, cum am zis, de conformism, da, acesta este trendul, în această direcție mergem, dar ne conformăm cu toții noi în curente de gândire venite de la Moscova. Dar sunt aspecte ale unei lumi care se recompunea după al doilea război mondial într-o anume formă aici, în blocul de est, separat printr-o cortină, simbol, zid al Berlinului, apoi în 69, în interiorul Berlinului. Dar situația în țările blocului de est e diferită, depinde de la țară la țară. De exemplu, în Germania de Est, majoritar protestantă, comunismul a luat forma unui materialism destul de pragmatic, da, o indiferență religioasă, o altă este situația apoi, de exemplu, în Cehoslovacia, în Republica Cehă, unde populația este protestantă, deși este aceeași ideologie față de populația atât din Cehia cât și din Slovacia, reacția credincioșilor este diferită. Alta este reacția în Slovacia, unde populația este prevalent catolică și unde comunismul nu a prins așa rădăcini, au înflorit vocațiile spre diferență de Cehia. Dar deci analiza trebuie luată și s-a făcut în nenumărate studii, nu? Situația bisericilor din estul Europei în această a doua parte a secolului al 20-lea. Astăzi nu ne mai aflăm în fața unui fanatism ideologic, așa agresiv, nu. Este eliminată această atitudine violentă, dură, cu însoțită de tancuri, blocul militar, pactul de Varșovia vis-a-vis de Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Europa și-a regăsit unitatea din multe puncte de vedere. Ei bine, în această nouă Europa, situația creștinătății nu este însă chiar așa de ușoară, fiindcă sunt alte pericole, să-i numim alt dușman, atât ai omului cât și ai creștinismului, de exemplu, indiferența religioasă. Mă refer la câteva aspecte, știu cum s-au manifestat atia autorități republice vis-a-vis de Biserica Catolică. Pornesc cu întâlnirea mondială a tineretului de la Toronto, din Canada, din 2002, în care presa din Canada și nu numai a scos în evidență faptul că această întâlnire a tinerilor, da, arată o față a Bisericii Catolice, dar în același timp este și o ocazie pentru un dialog interreligios, intercultural. Deci această întâlnire este foarte bună. La fel a fost cu 2 ani înainte, în anul 2000, întâlnirea tineretului de la Roma, din Italia, în care la fel mass media, opinia publică a fost favorabilă, accentuând și acest caracter ecumenic al întâlnirii. Și însă, o altă, mergând înapoi, în 97, întâlnirea tineretului de la Paris, e bine, de această dată,
au fost destule voci contra, de exemplu, a cazării tinerilor veniți la întrunire în școlile statale din Paris, spunând fiind o întrunire prevalent religioasă, se întâlnesc cu Sfântul Părinte, școlile statale nu pot să îi cazeze de acești tineri, pentru că astfel este atacată laicitatea școlii și a statului francez. Și ca atare n-au ce căuta în școlile statului să fie cazați. Și au trebuit să-și găsească cazarea acești tineri în afara Parisului, în diferite comunități. Această atitudine a fost orchestrată din spate de Marele Orient, din această ramură a masoneriei, iar masoneria a zis, dar dacă ar fi fost copiii voștri ai masonilor, și ei aici punem cazul acesta, tot la fel ați fi spus că nu pot fi cazați în școlile laice pentru că atacă laicitatea statului. Dar anterior, dacă e să mă refer la Franța, această țară cu un specific aparte, deși e prima fică a bisericii în ordine cronologică, Franța are o altă atitudine vis-a-vis de biserică, vis-a-vis de religie și statutul religiei și al bisericii în spațiul public. Președintele Valéry Giscard d'Estaing, între 74 și 81, a pus în discuție, ca în preambulul Constituției Uniunii Europene, să se specifice rădăcinile creștine sau necesitatea întoarcerii la Dumnezeu, problema lui Dumnezeu, a religiei, spun că Uniunea Europeană este un spațiu laic și această atitudine rămâne în continuare în ideologia Uniunii Europene, în atâtea instituții care au un trend continuu și, aș spune, chiar crescător de a marginaliza, de a izola religia în spațiul privat. Da, de a face un afer privé, o afacere privată a persoanei și bisericile să fie considerate și tratate ca niște ONG-uri. Da, aceasta este o atitudine în vest. Nu mai e atitudinea care a fost în Revoluția Bolșevică din octombrie, dar sunt două curente, a spune unul care vine din vest și celălalt care vine din est, vis-a-vis de religie, vis-a-vis de biserici. Sunt curente diferite. Oricum, cel leninist sovietic nu mai e, spunem așa, de actualitate această violență contra bisericilor. Însă rămâne în continuare pericolul acesta al indiferentismului, al indiferenței vis-a-vis de problema religioasă. Spun că e o problemă a individului, a persoanei și nu interesează neapărat instituțiile publice. Acestea sunt laice și trebuie să salvăm cu orice preț laicitatea statului. Această atitudine este prezentă, bineînțeles, și în țara noastră. Da. Un alt pericol destul de grav îl reprezintă consumismul. Dar suntem într-o societate de consum. O societate care, se spune, nu e invenția mea, în care omul consumă și este consumat la rândul său. Consumă și este consumat de către ceea ce el produce. Da, și aici constatăm o lipsă mare de prudență a consumatorilor. Consumăm. Mai bine în minte o altă reflexie. Agresivitatea aceasta a sistemului comunist venea din afară. Da? Venea din afară, venea de la Moscova. Oamenii au perceput-o ca un corp străin. Nu s-au identificat nici cu oamenii regimului. Aduc aminte de un preot a trecut la cele veșnice. Spunea să nu-i credeți pe comuniști nici măcar când vă dau ora exactă. Iar eu, în educație pe care am primit-o de la comuniști, era, ei sunt negri, noi suntem albi. Deci, privind ca
corpuri străine, pe când astăzi avem un cal troian în interior, dar care ne emanează din interior, este mass media, o putere extraordinară care ne modifică gândirea noastră, criteriile de viață, criteriile de evaluare a valorilor, dacă mai sunt sau nu mai sunt valori. Avem acest cal troian în casa noastră, televizorul, internetul, dar sunt mijloace care modifică mult modul nostru de a gândi și a ne comporta. Nu suntem suficient de educați vis-a-vis de avantaje, dar și de pericolele pe care le are media. Și al doilea cal troian, tot în casa noastră, spre care ne-am repezit așa, să consumăm, să producem, să acumulăm, să avem cât mai mult bunuri materiale, considerând că în aceasta e standardul de viață, că asta ne dorim. Și ceea ce n-au avut, mă rog, n-am avut noi, părinții spun, mă, să aibă copiii noștri. A avea e confundat cu a fi. Se trece pe primul plan a avea în locul lui a fi. Acestea sunt, într-adevăr, mari probleme, mari pericole cu care ne confruntăm. Termin, Fabian? Da. Mai sunt mai multe considerații aici vis-a-vis de contextul în care se găsește biserica, se găsesc bisericile în lumea noastră contemporană. Vă mulțumesc pentru atenție. Oricum, toate textele vor fi publicate, cine este interesat o să poată citi în buletin istoric intervenția Părintelui și celelalte intervenții. Mulțumim pentru că ne-ați adus aminte de persecutorii de ieri și de pericolele de astăzi. Importante observații. Acum 3 ani, când împreună cu domnul Denis Doboș am publicat biografia Părintelui Ioan Parțac, pentru că așa se chema cu A, Parțac, fost paroh de Cacica, mort în 1996, la un moment dat a trebuit să iau legătura cu surorile, măicițele pe care, surorile de sânge, vârde, nu se bani, pe care părintele le-a avut toată viața ca și ajutoare. Și una din cele două surori mi-a spus, părinte, când a venit la noi la Săboan părintele Ioan Parța, care a făcut casa parohială, în 1965, a văzut că suntem fete cu minți la biserică, ne-a dat o iconiță și ne-a arătat o iconiță cu fericitul Anton Durcovici. Și în momentul în care ne-a dat acea iconiță, ne-a spus, țineți-o întotdeauna la inimă, pentru că acest om, într-o bună zi, va fi sfânt. Suntem în 1965. Ce vreau să spun? Durcovici nu este rezultatul, tot respectul o spun, postulaturii preasfințitului Petru sau al nostru ca și societatea actuală, ci Durcovici este rezultatul muncii multor oameni și mai ales al rugăciunii acestor oameni. A fost un sfânt încă în timpul vieții și iată că astăzi îl celebrăm. În final, îmi permis să îl invit pe preasfințitul Petru să spună câteva cuvinte concluzive. Vă felicit și am înțeles că eu am un program după Sfânta Liturghie, așa că bucurie la toți cei care ați revenit din nou aici la noi pentru a vedea imaginea Marelui nostru erou sfânt. Știți că eu am început atunci când am fost numit episcop cuvintele pe care episcopul le-a găsit în închisoare. Vor veni și pentru românii noștri momente de bucurie și fericire pe care toți le-au dorit. Acesta este adevărul. Să-l vedem. Acum mergem să ne rugăm, îl cinstim și eu aș vrea să spun acolo o concluzie pe care cred că o putem aplica exact la realitățile noastre de câteva zile încoace. Vă mulțumesc! Așa cum am început cu o rugăciune. În numele Tatălui.